Dragi oaspeți, permiteți-mi să vă adresez câteva cuvinte cu ocazia lansării acestui simpozion internațional organizat de centrul nostru, Sfinții Petru și Andrei și Academica de Val de Sen, a căror reprezentanți se află printre noi. Le spun și lor bun venit, bienvenu, precum și conferențialilor noștri români. Sunt bucuros să reunesc în această sală conferențiali veniți din Paris, Lille, Arras, tocmai în nordul Franței, Oradea, Iași și București. Ideea acestei întâlniri s-a născut într-un mic restaurant parisian, după ce discutasem cu părintele Jean-François Petit despre venirea Papei Francisc în România. Ideea era să găsim o modalitate de a marca, pe un plan mai intelectual, regăsirea Orientului și a Occidentului cu ocazia acestei vizite. Reau aici o formulă arhicunoscută. Biserica are doi plămâni, Orientul și Occidentul. Doi plămâni cu siguranță. O singură respirație, mai bine și mai bine. O singură inimă ar fi perfect. Un singur corp ar fi unitate. Cum spune proverbul francez, soyez realiste, demandez l'impossible. Fiți realiști, cereți imposibilul. Andrei Scrimă, care a fost evocat în acest centru acum două zile, spunea legat de această formulă, este o temă mistică. Tema mult mai reală acestui simpozion este așadar despre teologie și filozofie între Orient și Occident. Timp de două zile, conferențiarii pe care îi veți auzi vor defila între un tot de vino neîntrerupt, între aceste patru direcții, cu acea facilitate a oricărui gânditor liber de a căuta adevărul în cele mai inaccesibile locașuri. Așadar, vă invit cu toții să-i urmăriți în acest periplu, mulțumindu-vă pentru prezență și asigurându-vă că venirea dumneavoastră până aici, în centrul nostru, catolici și ortodoxi, constituie deja o mică unitate.